Ioana Filimon, sunt elevă în clasa 1-a B la școala Dimitrie Cantemir Marta. Astăzi vreau să vă prezint cartea 365 de fabule de la bunici pentru nepoți. Această carte conține fabule frumoase și amuzante, dar și ilustrații. Eu citesc zilnic din această carte și vă îndemn și pe voi să citiți. Acum o să vă citesc un fragment din această carte. A fost odată un orășel în care glumele n-aveau nicio față. Poznașii se aprindeau din orice, aruncau pe starde în curțile vecinilor, îi păcăleau și îi supărau pe toți, așa că din cauza câtorva poznași aproape nimeni nu mai ieșea pe stradă de frica faselor răutăcioase.